Și cum am spus fetelor, în această parte vom face asamblare. Și o să avem nevoie de candela. O să trec pe la candelă toate frunzele și petalele. Voi, dacă vreți, puteți să nu le mai treceți, cum vreți voi. Mie îmi place aspectul lor, în momentul în care le trec pe la candelă. Îmi place aspectul de pe margine, că nu se mai văd acele scame, să zic așa, da? Deci, în felul acesta o să faceți cu toate. Dacă vreți să vă iasă la fel ca mea. După ce le fac și eu și le termin, revin și facem asamblare. După ce le-am trecut pe toate pe la candelă, da, observați, am una și pe roz făcută și am una albă. Și am așa. 2, 3, 4, 5, da? Deci am 5 petale mici. Observați, da? 5 petale mici și 5 petale mari. Eu acum îi pun 4 frunze la aceasta. Observați. Am 2, 4. Pentru că vreau să o fac ca pe aceasta. Da? Deci are 2 frunze pe partea asta, 2 pe partea aceasta. Dar puteți să faceți și cu 5 frunzulițe. Da? Și am cerculețul pe care îl pun pe spate. Acum. O să facem în felul următor. Pe acest cerculeț, da, voi lipi eu frunzulițele mele. Și o să pun de jur împrejur silicon, da? Cu atenție să nu vă frigeți. În felul acesta. Și acum voi lua frunzulițele mele, da? Și voi pune una aici, în felul acesta, da? Una pe partea aceasta. Da? Acum, pentru că am 4, nu voi pune pe tot cercul, da? În felul acesta. Observați, da? Acum le las un pic să se usuce. Și o să merg mai departe cu petalele mari. Cu cele 5 petale mari. Prima dată vreau să le pun de probă. Să văd cum vin. Cum o să le prind, da? Pentru că vreau să iasă foarte bine. Da. Și o să încep cu cea pe care o voi pune exact aici, în spațiul acesta.
Da? Deci în spațiul acesta, de aici din centru până sus, pun silicon. Cu fața spre mine, da? Și cu dosul în jos. Am lipit prima petală. Felul acesta. Mai departe. Voi lipi în continuare, da? Deci voi lipi în zona aceasta. Deci în continuare pun silicon. Și o lipesc pe cea de-a doua. Ce rămâne, da, firicelele acestea le culeg foarte bine și le dau jos. Da? S-a lipit și cea de-a doua. Așa. Mai departe. O lipim pe cea de-a treia. Deci pe cea de-a treia. O să o mut un pic în felul acesta, dar las un pic de spațiu între petale. Mai departe, o lipesc pe cea de aici. Deci, pe cea de aici. Felul acesta. Aici un surplus pe care îl iau. Când se mai răcește, le luați, da? Ce aveți în plus. Că se mai întâmplă să puneți un pic mai mult. Nu e nicio problemă ca să se lipească bine. Și acum o punem și pe cea de-a cincea. În spațiul de aici. Așa. Deci am pus-o și pe cea de-a cincea. Da? V-am spus, dacă voi vreți, puteți să faceți 5 frunze. Iese foarte frumoasă și cu 5 frunzulițe. Da? Acum mai departe. Curățat un pic masa. Acum le punem pe cele mici. Și o să le punem în spațiile acestea, da? Dintre cele mari. Numai că acum vom pune pe petală silicon, da? Pe spatele petalei, în această zonă.
facem să stea în felul acesta. Da? Și o facem să stea ridicată. Prima. Iau pe următoarea, o întorc pe spate. Lipim în continuare. Da? Tot în felul acesta o facem să stea. Mai departe. Cea de-a treia. De-a patra și mai avem una. Imediat. Să curăț acest silicon. Mai avem una. Felul acesta o punem și pe aceasta. Da? Eu zic că a ieșit destul de bine. Aici mai bine ca cealaltă. Aceea a fost prima. Uitați-o și pe spate. Da? Dacă vreți, puteți să faceți cerculețul mai mare, dar eu am zis că este de ajuns. Da? Voi rămâne la aprecierea voastră. Oricum, voi sunteți foarte creative. Acum, cu un fir aceeași nuanță, da, ecru, voi lua un ac aici cu un fir ecru, tot de la Alize Șal. Să vedem dacă intră prin biluțele mele acest tac. Nu intră.
Dar o să îi pun niște biluțe de altă nuanță, pentru că acestea mi s-au părut un pic amicuțe, da? O să scot niște perle mai mari. Uitați, tot de nuanța aceasta, dar mai mari. 5 perle. Și pe acestea o să le prindem. Imediat vă arăt cum, cu acul. Pistolul. Acum voi băga aceste perle toate 5, da? Pe firul meu. Observați, da? Mai fac aici încă un nod. Iar acum, în mijloc, mai pun încă una. Mă voi duce cu acul pe dedesubt în felul acesta. Da? Acum mă duc la fiecare. Uitați. Da? Aici sunt, da? Mă duc pe dedesubt. Atenție să nu vă băgați acul în deget și o să mă duc în fiecare spațiu din acesta. Bag pe dedesubt. Da? Ca să nu se vadă. Bine. Deci am băgat pe dedesubt. Mă duc la următoarea. O prind și pe aceasta. Da? Cu firul mă duc la următoarea. Aici. Da? Felul acesta. Deci sunt aici. Acum mă duc aici. Și mai am încă una. Da? Da? Și mai este și aceasta. În felul acesta. Uitați cum iese pe spate. Da? Acum voi face pe spate un nod aici, da, unde nu se vede, mai facem încă unul, felul acesta. Și tăiem frumos firul nostru. Deci nu vă apucați să faceți... să vă chinuiți, să le lipiți cu pistolul pe fiecare în parte, da? Pentru că va ieși urât. Pentru că și eu, la aceasta, uitați, da? Am lipit direct cu pistolul și nu prea îmi place cum a ieșit acest mijloc, da? Iar acum, da? Pe partea din spate, pe biluțe, voi pune silicon. Felul acesta, da? Iar acum voi lipi exact în mijloc.
ales, da? Deci în felul acesta am lipit exact aici, în mijloc. Are alt aspect. Aici am un surplus de fir și o să-l iau cu... pensa. Felul acesta, da? Acum împing un pic biluțele în felul acesta ca să iasă un pic în evidență cea din mijloc. Și uitați ce frumos a ieșit, da? Ei, acum, într-adevăr, îmi place și mie, da? Eu sunt o persoană care mă critic singură. Deci dacă vouă vă place să puneți 5 frunzulițe, puteți să puneți 5 frunzulițe. Eu o să fac și cu 5 frunzulițe și o să pun pe Facebook, pe Facebook-ul meu Să croșetăm cu Mariara Lucaene. Și dacă vreți să intrați acolo, să știți că vă primesc cu tot dragul și o să vedeți ce mai facem. În următoarele tutoriale o să continui tot cu anumite ornamente de Crăciun. Da? Mă bucur că am reușit să termin și acest proiect și sper să vă placă, din tot sufletul sper să vă placă. Mă bucur dacă vă sunt de folos. Vă doresc o zi binecuvântată și multă sănătate. Să ne revedem cu bine la următorul tutorial.